Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 5 cenți, emitent Antilele olandeze pe perioada reginelor Juliana și Beatrix. Monedă de circulație standard între anii 1971-1985, compoziție cupru-nichel, greutate 4,5 grame, dimensiunea 18 x 18 mm, grosimea 1,8 mm, formă pătrată cu colțuri rotunjite, orientare aliniere monedă sus-jos. Pe avers este stema Antilelor olandeze și motoul în latină Uniți de libertate, scrierea Antilele olandeze, în stânga cocoșul, sigla lui Marius van den Brandhoff, maestru de monetărie, monetăria regală olandeză. În dreapta este marca monetăriei regale olandeze. Pe verso este valoarea nominală în cifre și litere, înconjurată cu 6 stele ca cele 6 insule ale țării. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1971, produsă într-un număr de 2 milioane de bucăți, are o valoare nominală de 1 dolar, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 2 dolari și 50 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!